Vaccinare în 5 minute la Slatina. Centrul de imunizare drive-thru are un adevărat succes. Toți cei care vor să se vaccineze în mașină, atât șoferi cât și pasageri, sunt așteptați la Parcul Tineretului pentru a se imuniza împotriva COVID-19. Iar toată procedura, adică timpul de completare al documentelor și imunizarea, nu durează mai mult de 5 minute, explică primarul Slatinei, Emil Moț. De la intrarea de pe Artileriei se înregistrează, se vaccinează, împarcarea de la McDonald's este termenul de așteptare. Noi mai avem și un container pus la dispoziție de către Primăria Slatina în cazul în care cuiva îi se face rău și simte nevoia să se întindă. Avem și acel container. Deci toți pașii sunt reglementați de DSP. Domnul prefect, da? Avem toate fluxurile reglementate de DSP. Așa că nu se poate întâmpla absolut nimic. Dar este o procedură scurtă, adică oamenii trebuie să știe că nu pierd mult timp aici. Nu. În 5 minute e gata tot. Până luni seară, la centrul drive-thru au fost vaccinate 414 persoane. Dintre acestea, 189 au ales serul Pfizer, iar 225 Johnson & Johnson. Centrul de imunizare drive-thru de la Slatina este singurul de acest fel în județul Olt. Autoritățile spun că aici este un adevărat maraton al vaccinării, având în vedere că, față de celelalte centre din țară, cel de la Slatina va fi deschis pentru o perioadă mai lungă, respectiv timp de 3 luni.